Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născută la 2 iulie, ești prietenoasă și plăcută, înțelegi oamenii. A talentul de a pătrunde adânc în sufletele oamenilor, iar în prezența ta se simt calm și relaxat. Gata să vină ajutor și să dai sfaturi, totuși, nu mergi prea departe în acest sens. În public, vorbești politicos și prietenos dar în interiorul tău ești mult mai puțin atentă la oameni, mai ales dacă viața ta nu merge așa cum ți-ai dori. Te simți extrem de vulnerabilă, dacă ceva nu merge așa cum dorești, te aperi, te ascunzi în cochilia ta sau construiești o apărare dură în jurul emoțiilor tale. Ești extrem de emoțională și receptivă la sentimentele celorlalți, în funcție de factor educațional și de mediu fie îți păstrezi experiențele și sentimentele în secret, fie le demonstrezi deschis și cu zgomot întregii lumii. Dacă ești dintre cele discrete poți fi sfătuite să-ți slăbești controlul intern, în timp ce dacă ești din cele care le etalează, ar fi bine să-ți diminuezi ardoara. De multe ori suferi de îndoiel și de lipsa de încredere în tine. O astfel de constrângere poate să nu fie vizibilă altora mai ales dacă ai avut timp să te realizezi într-un anumit domeniu de activitate. Faptul este că tu nu dorești să încarci pe alții cu problemele tale. Îndoielile, prin urmare, rămân parte a lumii tale interioare și nu încerci să cauți ajutor din afară în rezolvarea lor. Semnul tău zodiacal aparține constelației RAC. Semnul zodiacal RAC este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități. Sensibilitate, memorie, mister, diligență. Tu ești o persoană care își trăiește fanteziile, fără exagerare poți fi numită filozof, gânditor și visător agitat, deoarece lună protejează semnul tău zodiacal. Prin natura ta calmă, cu un caracter flegmatic, ești predispusă la autoflagelare și la depresii frecvente, dar dacă ai o stare bună, aceasta este transmisă tuturor celor din jurul tău, ești o fire radicală, nu-ți place să reinventezi roata, de obicei urmărești o cale cunoscută și folosești doar mijloace dovedite pentru a-ți atinge obiectivele, cu ușurință găsești un limbaj comun, chiar și cu străinii, tu poți petrece ore în șir cu entuziasm pentru a-ți împărtăși gândurile cu prietenii, ești un tovarăș bun, știi să păstrezi secretele. De asemenea, risipa nu este specifică, din potrivă, tu economisești cu grijă atât banii, cât și lucrurile, mobilierul, chiar și produsele alimentare. Ești blândă și vulnerabilă, ești condusă de singurul satelit al Pământului, Luna, simbolizând reverie și talent. Deci, îți este scris în stele ca fiind ființă senzoală care își inventează propria lume dar adesea nu cunoști limitele și poți fi excesiv de dependentă. Dacă placi pe cineva, ești neobosită n ți dovedi dragostea și este mai bine să nu fii văzut în furie. Tu ai un minunat simț al umorului și ești populară cu prietenii. În munca ta, reușești pentru că semnul zodiacului te distinge prin diligență în îndeplinirea sarcinilor. Căutând mereu idei noi, Poți arunca o afacere neterminată de dragul unei ocupații noi, care este, după părerea ta, mai interesantă. Guvernatorul tău astral este Luna, Luna este responsabilă pentru instinctele și adaptabilitatea ta, Luna este favorabilă pentru profesii care țin de lanțuri de furnizori, aprovizionare, pentru scriitori și bucătari, Planeta ta în exil este Saturn. Lui Saturn nu-i poți mulțumi pentru incapacitatea de a renunța la emoții și pentru natura ta blândă. Prin natura ta, ai reacții și emoții înalte. În același timp, poți fi introvertă, secretoasă și ți-o ascunzi experiențele, sau poți fi extrovertă, care trăiește adesea prea deschis. Indiferent de tipul căruia aparții, ești visătoare, trăind îndoială internă în tine, dar ai suficientă voință pentru a depăși romantismul excesiv, pentru a-ți construi viața și relațiile cu oamenii pe o bază umană solidă. Poți realiza un succes semnificativ în viață și îți iubești familia foarte mult. Tu ești fericită să te strecori în lumea viselor și iluziilor inaccesibile unei persoane obișnuite, fără a avea cea mai mică legătură cu realitatea. Cu toate acestea, Punctul cheie în autoevaluarea personalității pentru tine devin oarecum înțelegerea fanteziei tale inconștiente și influenței tale asupra vieții emoționale. În acest sens, sarcina de a reune părțile conștiente și inconștiente ale naturii tale devine urgentă. Autostudierea ta de acest fel necesită, bineînțeles, timp și energie. Poți dintr-o dată să decizi să te autoperfecționezi, poți aduce foloase substanțiale în viitor și, în general, îți poți schimba radical viața. De fapt, îți poți împleti ideile din mintea ta în propria carieră, în formarea personalității și caracterului tău, Partenerii tăi de dragoste pot juca un rol important. Cu toate acestea, trebuie să-ți amintești faptul că ești bogată și generoasă din punct de vedere emoțional dar în același timp prea vulnerabilă și sensibilă, reacționând de dureros la orice manifestare a confruntării sau a insultelor. De aceea, cei care te abordează trebuie să fie deosebite de sensibili, răbdători și înțelegători. Dacă ești extrovertă, devii confuză când expresia ta emoțională este interpretată greșită de ceilalți iar dacă ești introvertă nu te confrunți întotdeauna cu agresivitatea altora și în situații de confruntare fie explodezi, fie te retragi. Te distingi față de alți nativi din rat prin astfel de trăsături speciale, ești familiară, precaută, adaptabilă. Poți fi afectivă, timidă și oarecum frigidă, preferând umilința și dorința de servilitate. Sau din potrivă, poți fi strălucitoare, Instabilă din punct de vedere emoțional, cu o stimă înaltă de sine, ești sensibilă la critici, predispusă la drame excesive, impresionabilă, cum afectează data de 2 iulie soartata, te poți baza pe o viață armonioasă și fericită. Din moment ce constelația RAC te patronează, aceasta îți va asigura prosperitatea și bunăstarea ta, dar pentru asta trebuie să faci anumite eforturi având grijă de autodezvoltare și cultivând de numai aspecte pozitive în tine. Dacă vei arăta bunătate și generozitate și tratezi pe alții cu iubire și înțelegere, tu poți deveni o adevărată favorită a soartei. În ciuda faptului că ești extrem de emoțională, în luarea deciziilor importante, ai tendința să fii ghidată exclusiv de vocea rațiunii, ceea ce îți permite obținerea unui mare succes, și totuși, poate să-ți lipsească încredere în sine, să ai tendința să pui la îndoială viabilitatea emoțiilor tale, ascunzându-le cu atenție de ceilalți. Astfel de îndoieli poți rămâne în profunzimea sufletelului tău pentru o lungă perioadă de timp, dacă nu pentru totdeauna, dar tot trebuie să încerci să scapi de ele prin propriul efort. Foarte des, trăiești în visele și iluziile tale complet divorțate de realitate și inaccesibile oamenilor obișnuiți. Tu nu lași pe nimeni în lumea ta, dar în același timp îți dai seama că fanteziile tale inconștiente joacă un rol important în stima de sine și îți afectează imaginea și viața emoțională. Transmițându-ți visele prin tine însăți și făcând concluziile necesare, îți regândești poziția și locul în viață în această viață. Dacă ai norocul să-ți alegi un partener de viață care să te trateze nu numai cu dragoste, ci și cu răbdare, el poate influența foarte multă dezvoltarea personalității tale și chiar caracterul tău. Partenerul tău de dragoste trebuie să ține seama de faptul că lasa lui este foarte sensibilă și vulnerabilă și, prin urmare, abordarea ta ar trebui să fie mai sensibilă. Dragoste și compatibilitate, ești senzuală? afectuoasă, pasională, simpatică și credincioasă. Relațiile sunt cel mai important lucru din viața ta și prețuiești pe cei dragi, acordând o mare valoare ritualurilor de curtare, știe exact ce vrei de la o uniune strânsă. Ai nevoie de o persoană care să poate fi numită cu adevărat partenerul tău și nu ești de acord cu mai puțin. Racul este singurul semn care poate într-un fel sau altul să găsească înțelegere reciprocă cu toate semnele zodiacului, dar tu găsești o fericire specială cu scorpionul, fecioara, capricornul, taurul și păștii. Cu anumite compromisuri, există șansa de a construi o relație cu balanța, săgetătorul și leul. Cele mai multe alianțe nereușite sunt cu berbecul, gemenii, racul, și extrem de rar cu vărsătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Te poți realiza aproape întotdeauna cu succes în sfere creative, muzică, pictură, teatru, cinematografie. Te așteaptă o bogăție materială bună, cu condiția să depășești emoționalitatea ta excesivă. Această calitate este totuși foarte necesară pentru tine dacă lucrezi în artă, sănătate și boli. Sensibilitatea ta este adesea caracterizată de comportament isteric. Experiențele prea puternice afectează sănătatea ta și, în cele din urmă, pot să facă orice boală să devină cronică. Această origine psihosomatică a bolii este caracteristică adesea te epuizezi cu grijile inutile și cu o pierdere de energie nervoasă. Dacă ești introvertă, faci adesea boli cronice tocmai datorită emoțiilor reprimate. Starea nervoasă poate provoca probleme cu inima și vasele de sânge, boli gastrointestinale. Dragostea și sprijinul celor dragi de multe ori vindecă mai multe decât medicii și medicamentele. Pentru sănătatea fizică și mentală, Manifestarea iubirii, fizice și spirituale, este mult mai importantă. Un partener calm, înțelegător și răbdător poate fi de mare ajutor în menținerea unui echilibru sănătos în organism. Astrele îți sugerează exerciții moderate și o dietă echilibrată. Destinul și norocul. Ești secretoasă? Caracteristică pentru tine este prudența și raționalismul. Vibrațiile din această zi sunt de așa natură încât întăresc puterile personalității tale și dacă nu ai o karmă grea, vei fi destul de fericită și de succes, te poți realiza în muzică și în domeniul teatral, ești legată de familie, acasă, iubești confortul, călătorești, în sfera materială vei reuși, sfaturi pentru tine, ar trebui să lucrezi pe cont propriu în domeniul autocontrolului o ocupație creativă și autocontrolul, precum și exercițiile moderate și sportul, te pot ajuta să-ți păstrezi forma și să ai succes în carieră și fericire în familie. Nu ar trebui să trăiești în nori, locul tău este pe pământ. Păstrează legătura cu viața ta fantastică. Examinează măsura în care intri în conflict cu natura ta emoțională și apoi folosește-o interesul tău propriu echilibrează-ți lumea interioară și exterioară. Încearcă să răspunzi mult mai eficient în nevoilor celorlalți. Ce cadouri ți se potrivesc? Dacă tu colecționezi ceva, atunci problema este rezolvată de la sine. Un dar valoros este cel care se adaugă la colecția ta. Acest lucru va însemna nu numai că cel ce ți oferă darul și ea amintite despre ziua ta de naștere, ci și ceea ce prețuiești personal. altfel. Găsirea unui cadou potrivit pentru tine este foarte dificilă. Este mai ușor să spun ce nu ar trebui să-ți se ofere cadou, ca să nu te jignească. Pentru tine, nu numai darul este important, ci și cum este prezentat. Cel mai bun dintre toate, este ceva moale și cald. În ansamblu, vei fi fericită pentru tot ce este tangibil. Apreciezi în mod deosebit atunci când darul este însoțit de un discurs laudativ în care ți se declară cu cea mai mare convingere pentru tine ce valori de durată are prezența ta în viața celui ce oferă darul. Împreună cu darul este bine să ți se ofere și un buchet frumos de flori. Este mai bine ca darul să fie oferit solemn, cu patosul inerent al cavalerilor. Numai în acest fel te vei simți prețuită, dorită și iubită. Sentimentalitatea ta nu cunoaște limite și, prin urmare, Casa ta este de obicei plină cu tot felul de poze în ramă pe pereți, statuete minunate, sfășnice de argint ornamentate și chiar jucării aranjate frumos. Toate aceste elemente ar trebui să-ți fie oferite, tablouri, rame, antichități. Cadoul în bani este o idee minunată, dar și mai frumos ar fi într-un plic frumos, cu un model interesant. Dacă ești o gospodină activă, Vei primi cu dragorice ustensile de bucătărie originale sau obiecte decorative de uzcaznic. De exemplu, un cuțit de argint pentru tort, un set de ceai sau o cană banală cu fotografia ta, elefantă de porțelan, haină confortabilă, cercei eleganți cu perle sau un inel cu piatra lunii. Aceste lucruri poate fi un cadou real pentru tine. Culoarea cadourilor poate fi diferită. Dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu marim sau turcoaz sunt un cadou minunat. Lucrurile cu dantelă nu le vei refuza. Poate fi o față de masă cu dantelă, un set de lingerie scump franțuzesc. Ambalaje ar trebui să fie transparente, fie aproape să nu ascundă conținutul, sau în mod clar să îl evidențieze. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți-le au dăruit ursitoarele tale.